Organizația Județeană de Tineret a Partidului Național Liberal Suceava a ales să petreacă prima zi de primăvară printre suceveni. Tinerii liberali au oferit trecătorilor câte un mărțișor cu ocazia zilei de 1 martie. Această acțiune este organizată anual de Organizația de Tineret PNL. Președintele Organizației Județene de Tineret a Partidului Național Liberal Suceava, Alexandru Salup, a menționat că astfel de acțiuni vor continua și pe data de 8 martie. Tinerii liberali vor împărți atunci flori doamnelor și domnișoarelor din Suceava în semn de prețuire. Chiar dacă vremea nu ne aduce primăvara, să zicem așa, noi ne continuăm acțiunile de 1 martie, de 8 martie, alături de Clubul Studenților Liberali de Tineretul Național Liberal Municipiul Suceava și de Tineretul Național Liberal Municipiul Fălticeni, că vom merge și acolo. Noi vrem să întâmpinăm toți cetățenii cu mărțișoare să vestim venirea primăverii, măcar să o vestim.